Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Cine a spus oare? Parcă Moise. Întâi a fost cuvântul. A cine știe? Știți dumneavoastră, eu știu foarte puține. Dar cineva a spus, la început a fost cuvântul. Invitata mea de astăzi este o prezență delicată, talentată, poate fi un reper pentru noi, pentru cei de vârsta mea, care ați trecut de 120 de ani vârstă. Credeți-mă, avem ce învăța. De ce? Pentru că mi-a sugerat faptul că întoarcerea la cuvânt este esențială. Esențială și fără de întoarcerea la cuvânt nu există. Astăzi, la orele prânzului, a lansat această carte echipul autoarei. Am nevoie să-ți spun ceva. Cât conștientizăm oare asta? Mara Voșloban. Vreau să am rostit atât de clar, pentru că eu am înțeles altceva. Am înțeles Voșlovan și am fost corectată. Mara Voșlovan este o adolescentă în clasa 10, în cadrul liceului Iohannis Honterus. Mara, îți mulțumesc din toată inima pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu, foarte frumos. Să nu ai emoții. Să nu ai emoții, că chiar, mă rog, mai spun unii colegi de-ai mei, ce nu ne vede nimeni. Ba, ne văd respectatorii, cărora eu adesea le spun, nu vă mai uitați la televizor. Tu te uiți la televizor? Foarte rar. Foarte rar. Nu prea am timp. Dar... Nu prea ai timp. Bine. Bine, mă gândeam că te uiți și dacă te uiți, ar trebui să ne cerți. Am abdicat în medicină, în presă, în cultură, am abdicat de la valoare și au căutare non-valorile în zilele noastre. Greșesc oare? Aveți dreptate. Vai, și speram să mă contrazici. Hai să vorbim despre cartea ta, este poezie. Da. De ce? Pentru că, părerea mea, este mai ușor să exprimi prin poezie niște sentimente decât prin narațiune. Atunci când narezi un lucru, trebuie să pui multă descriere și ajungi să te pierzi în descrierea locurilor, descrierea persoanelor. Poezia pe care am scris-o este mai directă la subiect și la sentiment, atâta timp cât omul înțelege ce vreau să spun. Nu contează unde se întâmplă, cui se întâmplă, contează doar sentimentul și cum se simte persoana de față. Din câte am răscoit-o eu, doar ieri am primit-o, nu am avut răgazul necesar, am constatat în linii mari o nevoie de comunicare. E un alt soi de comunicare, pe alte canale. E suferință, sentimente, prin urmare ai simțit să ne comunici anumite stări. Da, stări pe care noi ne le suprimăm ca și adolescenți din frica de a fi judecați. Adică la vârsta asta pot să spun că toți cei pe care am cunoscut de vârsta mea sau poate până în 18 ani au problema asta de comunicare. Adică nu îi ține să se ducă la părinți, la profesori, să spună ce îi doare. Și am vrut să fac chestia asta să fie mai explicită, să o fac în prim plan, în așa fel încât să înțeleagă părinții sau adulții că și noi, fiind acolo, suferim și avem și noi sentimente și ne încurcăm, greșim și trecem prin anumite probleme pe care uneori reușim singuri și uneori avem nevoie de ajutor. Dar problema noastră este că am uitat să cerem ajutor. Hai că îți împărtășesc un gând. Și nu mai un gând, o preocupare a mea. Adesea, noi ar trebui să vă cerem vouă ajutorul. Noi ar trebui să vă consultăm. Noi ar trebui să învățăm de la voi. Și asta cu învățatul de la voi nu mi-aparține, îi aparține
L-am citat de nenumărate ori, dar pentru că l-am iubit foarte mult și iubesc foarte mult. Iubire în sensul respectului și al prețuirii. Profesor universitar dr. Sergiu Chiriacescu, care a plecat la stele, Dumnezeu să-l odihnească, a spus în cadrul unui dialog care se regăsește într-o carte, a spus așa: ce bine ar fi dacă noi am semăna cu copiii noștri. Prin urmare, înțelepciunea ne lipsește, nu tuturor, nu dumneavoastră, unora ca mine, nouă ne lipsește înțelepciunea. Trebuie să fim prieteni cu copiii. Și copiii, fiecare, rămânem pentru părinții noștri până la vârsta mea. Și eu am fost copil până nu de mult, dar nu mi-a trecut. Da, în fine, nu asta, nu despre mine vreau să vorbesc. Trebuie să fii prieten cu copilul încă din primele zile de viață. El trebuie luat în serios. El este pe recepție încă din primele zile. Știm foarte bine, sunt copii, părinți, pardon, vă rog să mă iertați, au în preajmă copii de 2, 3, 4, 5 ani și nu înțelege, nu pricepe. Pricepe tot. Tot. Este pe recepție. Pricepe mult mai bine decât noi. Și îl deformăm, da. Hai să vorbim despre cartea ta. Hai, citește-ne tu o poezie, dar în traducere, pentru că engleza multora dintre noi este defectuoasă. Una care îți place ție. Să încep cu poezia de la care a pornit și titlul cărții? Da, perfect. Perfect. Am citit-o și eu, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da. Dacă știi unde este. Dacă știi cum... Din păcate, nu eu am aranjat ordinea. Deci... Nu? Nu e nicio problemă. Hai că îți povestesc. Eu vreau să-ți povestesc ce să-ți povestesc. O întâlnire cu un copil. Mă duceam la piață, la Steagul. Eu stau acolo. Îmi spunea cineva, o colegă dragă mie, în urmă cu ani de zile, 20 de ani. Foarte mulți colegi locuiam în Steagul. Unde locuiesc și acum? A, băi, voi vă duceți toți acolo la țărani. Ei, acolo la țărani. Mă duceam și într-o zi la piață, la piața agroalimentară. Mă întâlnesc cu un copil, un Mihai, în vârstă de 8 ani, care am și scris un eseu și exact așa, doar că l-am așezat în pagină, întâlnirea aceea am descris-o într-un eseu. A fost atâta durere în cadrul acelei întâlniri, plângea. Și m-am oprit și l-am întrebat, de ce plângi? Și s-a uitat la mine așa, la înălțimea mea. De la înălțimea lui, se uita la înălțimea mea, m-ați înțeles. Și m-a zis, ți-aș spune, dar nu înțelegi. Spune, mai, eu înțeleg că am greu, dar până la urmă, dacă ai puțină răbdare cu mine, înțeleg. Și mi-a spus așa, m-a certat mama, mi-a spus că sunt un bou. Neconștientizând că i-a dat naștere, nu? Și nu putea să fie decât o dobitoacă. Dar de vreme ce și-a făcut fiul bou. Nici măcar nu era bou, era un mânzat acolo. Nu, da, mânzat. În fine, comprim. L-a trimis la piață să cumpere mere. Și copilul s-a dus și a cumpărat cele mai urâte mere de la piață. De ce? Ca să demonstreze că nu poate. Nu, nu. Nu? A văzut o mămăiță, căreia chiar așa i-a spus. Era o mămăiță care era ridată, care era obosită, tare obosită era. Avea riduri, era mai ridată decât merele pe care le-am dus eu acasă. Și copilul s-a gândit să-i cumpere mere, să o elibereze și să meargă acasă să se odihnească în frumusețea sufletului său. Și când a ajuns acasă și a văzut doamna din zoologie, păi și o vită poate fi doamnă, nu? Da, vita poate fi doamna boului. Așa. L-a certat. Și în fine, am dialogat, ne-am împrietenit, până la urmă mi-a spus, stai aici, stai aici, ne-am așezat pe bordură, mi-a spus, e caldă, că a încălzit-o soarele. Și m-a rugat în cele din urmă să fiu prietena
mamei sale. Problema lui care era? Că mama îi se adresează în cuvinte dure. Și că mama mai are o prietenă și zice, pot să spun ceva? Spune. Mama și cu tanti Luminița, când se întâlnesc, beau vin. Aha. Păi merita această creatură să aibă un astfel de fiu. Pe el asta l-a durut foarte tare. Și în cele din urmă mi-a spus, în fine, dialogul a fost mai amplu. Și în cele din urmă mi-a spus că nu vreau să mă fac mare. Pentru că oamenii mari vorbesc urât. Și ce, tu de ce nu înjuri? Păi că nu știu să înjur, în fine, am bălmăjit ceva acolo. Dar, prin urmare, oameni buni, nu vă jucați cu sufletele copiilor, învățați de la ei. Ai găsit ce căutai? Da. Perfect, ascultăm. În traducere directă, sper să exprim destul sentimentul în română. Vreau să-ți arăt ceva. Vreau să vezi asta. E foarte important. Vorbesc serios. Nu mai râde. Nu e un joc. Mă doare. Te rog, oprește-te. E foarte important. De ce râzi? Știu că e stupid. Nu-ți place? E ok. Nu contează. E doar o carte. Am scris-o pentru tine. Dar tu n-ai de unde să știi asta, pentru că ai plecat acum mult timp. Nevoia de cuvânt. Este sfâșietoare, crede-mă. Nu te voi întreba cine a generat aceste trăiri în inima ta. Nu voi comite această impolitețe. Dar este sfâșietoare cu adevărat. Nu pot decât să-ți doresc drum bun și nu dezarma. Continuă. Scrii frumos. Mulțumesc. Nu mie. Da, apreciez faptul că mulțumești. Mulțumește-i bunului Dumnezeu dacă vei crede pentru în el. Pentru talent. Da, și părinților pentru suportul genetic, zestra genetică da? Pe care ți-a dat-o. Studiază, citește și scrie mereu, dar nu, eu nu e nici măcar un îndemn. Scrii foarte bine. În zilele noastre se scrie multă maculatură și oameni cu pretenții. Da, sunt semi-analfabeți și publică cărți, pentru că așa merge. Da, oricum asta se va delimita. Am o rugăminte, pentru că tu poți exprima. Sunt colegii ai tăi care nu pot exprima. Da. Știi foarte bine, nu? Nu poți, pentru că de vreme ce ai acest dar, acest har, poți exprima ce frământările tale, durerile tale, nedumeririle tale. Mulți dintre ei nu că nu ar simți la fel de frumos și de greu și de apăsător, dar nu pot exprima, nu au talentul scrisului, al vorbitului, că și asta este o artă până la urmă, un dat. Care sunt frământările voastre, ale generației tale, pe care le-ai identificat tu? Nu vorbesc de potențialul material, vorbesc așa de relațiile interumane, spun sociologii pretențios. Mă opresc, te ascult, pentru că sunt mai stârnit acum. Da, te ascult. Da, într-adevăr sunt probleme și probleme de comunicare, în primul rând. Odată cu tehnologia, avem obsesia asta cu telefonul, tableta, și am ajuns să nu ne mai uităm în ochii celuilalt, în ochii celui cu care vorbim, ci îi scriem un mesaj, dar prin mesaj nu simțim sentimentul, nu le vedem expresia feței, nu înțelegem ce au vrut să zică. Tot ce putem să facem este să tragem o concluzie și să ajungem la un rezultat care poate sau poate să nu fie adevărat. Deci, în primul rând, ar fi comunicarea. Nu numai între noi, ci și între noi și părinți sau adulți în general, pentru că noi, ca și adolescenți, suntem închiși în noi și ne e frică cumva să exprimăm sentimentele pe care eu am încercat să le scriu în carte. Este greu pentru noi pentru că ne-a fost luat acest talent de a vorbi odată cu tehnologia. Pentru că pentru noi acum nu mai contează să ne înțeleagă părinții, să ne înțeleagă profesorii, contează să primim
mai multe like-uri la o poză. Aia e tot ce contează pentru noi. Și mi se face, mi-e jenă să știu că trăiesc în generația asta unde pentru o fată ca mine este mai important să primesc poze la la like-uri la o poză, mă scuzați, decât să îmi spună omul în față ce părere are despre mine. Normal că pentru mine contează mult mai mult dacă vine cineva la mine și îmi spune ai niște ochi frumoși, îmi place zâmbetul tău, decât să-mi dea like la o poză și să nici măcar să nu știu cine e sau ce intenție a avut. Deci tehnologia a stricat generația asta și cumva regret toate chestia asta, chiar dacă într-adevăr multă lume depinde de tehnologie și am ajuns să nu mai putem fără. Dar mi se pare că a fost o greșeală. Sfârșitor. Oare ce spuneți adulții care toată ziua stați pe Facebook? E buba la cap. Dom'le, are farmecul lui și Facebook-ul. Eu în urmă cu aproape 3 ani mi-am făcut un cont, pentru că spuneam colegilor și prietenilor mei mai tine, bă, eu n-am timp să-mi întâlnesc prietenii, familia, să-i simt, să-i miros, să-i pup, să-i îmbrățișez, să fac ce vreau cu ei, să vorbesc cu ei. Păi ce facem? Era să spun, nu spun. E un fals, era să spun o grosolănie acum, dar am înghițit-o pentru că nu e ora potrivită și prezența mai ales nu-mi permite nici față de dumneavoastră. În cele din urmă, viața a cerut asta. Da. Și vreau să spun că printre numero și numeroasele persoane din lista mea, e o imbecilitate să spun, am 5.000 de prieteni, dar nu ești sănătos la cap. Sunt 5.000 de persoane în lista ta cu care nu comunici. Sunt acolo un stimulant pentru cei cu buba la cap, da. Dar vreau să spun că mie mi-a prins bine, bine, nu stau toată ziua acolo și nici nu postez toată ziua. Unii postează câte 10 postări una după cealaltă, de nu mai te nebunești. Da. Ei, vreau să spun că e greu de crezut, eu n-aș fi crezut asta. Am întâlnit două persoane în mulțimea aceea pe care nu le cunoșteam și ne-am împrietenit. Dar o prietenie frumoasă între oameni maturi. E, nu relații de iubire, să nu vă duceți cu gândul la... Nu, relații de prietenie. Și cele din urmă am fost cea care am câștigat. Dar totul, dacă este folosit cu chibzuință, poate fi util, nu? Dar faptul că vine semnalul de la tine, să nu mai spuneți mie că, băi, ai depășit, e conservatoare, e... Da, eu recunosc, accept asta, știu. Dar am mai spus asta. Iată că vine de la un pui de om cu o mare și cu mămare. Nu? Deci și ei sunt conștienți, și voi sunteți conștienți, dar noi suntem de cele mai multe ori, nu toți, numai unii ca mine, așa, exemple negative pentru voi. Cam ce ai, nu știu, tu sau ceilalți, că ai prieteni printre colegii tăi, uitându-vă așa la noi, la lumea asta mare, da? Uitându-vă la noi, cam cum ați vrea să ne certați? Cum vă vine să ne certați câteodată? Să certăm, păi... Păi, adică ce nu vă place la noi? Mă, te uiți la generația de dinainte și spui, aoleu, îi și iubești, deopotrivă, dar tocmai pentru că iubești, sunt anumite situații, anumite comportamente, anumite situații generate de noi. Ce nu vă place la noi? Eu nu te rog să ne cerți, doar să ne semnalezi. Poate că... Știi ce am vrut eu? Și am cerut de multe ori, dar cine să facă? Nu vreau să intru în politică acum. E nevoie de școli de reeducare pentru adulți. Crezi că ar fi bine? În domeniul... În toate domeniile, educațional mai ales. La o școală de reeducare se duc cei care au o educație precară, se înțelege. Da, adică dacă ar fi să o luăm așa... Hai să o luăm. Să zicem că sunt anumite chestii pe care au fost, pe care generația dumneavoastră a fost depășită cu mult. Sunt anumite sentimente, acțiuni și mai ales tehnologia care a evoluat foarte mult. Dar pe lângă toate astea și dicționarul
s-a mărit, ca să spun așa, pentru că n-au apărut neapărat cuvinte mai frumoase, poate cuvinte mai urâte, dar sunt anumite cuvinte care au o importanță mult mai mare la, în generația asta, generația mea, dar și cuvinte care și-au pierdut înțelesul. Spre exemplu, propoziția simplă din două cuvinte, te iubesc, la noi acum este luată în râs și este folosită mai mult pentru a ajunge la un scop. Pentru că atunci când vrei ceva de la cineva, îl lingușești, îi spui cât mai multe lucruri frumoase, chiar dacă tu nu crezi asta. Pentru că tu vrei să ajungi acolo, ai nevoie de ceva de la el. Și din păcate așa au ajuns toți să creadă. Și nu mi se pare că adulții ar avea ceva greșit, adică noi ar trebui să învățăm de la ei și să ne întoarcem înapoi în timpul în care te iubesc, era un adevărat sentiment și care însemna cu adevărat ceva, și să învățăm de la ei cum era să iubești pe atunci și ce ne-a despărțit pe noi acum, pentru că mi se pare că generația adulților, a părinților mei, ei știu mai multe decât noi despre sentimente, pentru că noi odată cu tehnologia am pierdut înțelesul ăsta și mi se pare foarte urât și am încercat să-l regăsesc, dar din păcate nu am cu cine, pentru că, din nou, după cum am spus, colegii sau prietenii folosesc anumite expresii pe care eu le consider și le iau la suflet, ei le consideră glume. Nu le iau în serios și se supără sau se enervează când tu ești jignit sau când ești rănit. Pentru că odată ce le spui, nu mai spune asta pentru că mă doare, ei efectiv te judecă. Ei nu înțeleg că pe tine chiar te doare, pentru că în generația asta nu mai contează ce zice în față omul. Deci noi avem de învățat și nu putem să judecăm generația care a trecut, pentru că ei știau mai bine decât noi pe capitolul ăsta. E adevărat, noi știm mai multe despre calculatoare, despre internet, despre Facebook și ce? Cu ce ne ajută pe noi asta? Hai că am văzut și câte o mamă mare așa, cam de vârsta mea, care are fiițe. Nici nu se așează bine la o terasă pe Republicii și... Ba, dar nu ți-e bine la cap. Lasă telefonul acolo, te-ai dus să socializezi. Măi, da, ce de fițe. E, da, ai foarte mare dreptate, e dureros ceea ce îmi spui. În ceea ce privește tehnologia, că generația mea, generația celor de dinaintea mea, ar fi depășiți, tu știi foarte bine, știți și dumneavoastră foarte bine, a folosi un smartphone nu e mare filozofie, doar trebuie să-i arăți ce să acceseze și învață imediat, împrietenești imediat cu el, cu un calculator. Să ai o adresă de e-mail pe care să ai o corespondență, să accesezi niște agenții de presă. De ce? Pentru ca să nu vă mai uitați la televizor. Da. Ai niște ziare, mai niște agenții de presă, mai... Așa, nu e mare lucru, dar ce se întâmplă? Generația de dinaintea ta, segmentul acela de vârstă între 20 și 30 de ani, ușor peste 30, au făcut cursuri pentru ca să învețe să lucreze pe calculator. Nu cine știe ce inginerii, astea simple, da? Părintele a plătit cursurile. Și l-a costat, că a mai plătit și meditație la engleză și zice, ai mai nu știu engleză. Engleză am vrut să spun, mi-am smuls la valiera. Am greșit, nu mai fac, mi se mai întâmplă. Ce nu știu? Păi de ce nu știu engleză? Pentru că, mă rog, la vremea aceea nici nu se cerea, nici nu se dădea. În fine, nici nu era meditat. Nu? Meditațiile în generația mea se făceau la școală. Dascălii făceau meditații cu noi gratuit, după orele de curs. Așa. Învață-l, mă, pe părintele tău, arată-i, uite, mama, uite, dacă spun mulți dintre unii mai mari decât tine, am spus, între 20-30 de ani. Ai mai nu știu, adică ai mai sunt niște dobitoci. Așa, mă, dar ți-a plătit cursuri, ai uitat? Ți-a plătit meditații, ai uitat? Arată-i cum să facă, nu e mare lucru, îi dai calculatorul, îi explici ce să acceseze, două taste simplu și după aceea învață el, că te învață repede calculatorul. 2 minute mai avem? Tac. Hai spune-ne, dacă mai dorești să ne mai cerți.
să vă cert, n-am cu ce. Adică, la vârsta mea, am ajuns să vă respect generația adultă. De ce? Pentru că, din nou, sentimentele le-am pierdut pe drum. Și cartea asta a fost scrisă special ca să aduc la cunoștință adolescenților că se poate, că se poate comunica, te poți exprima foarte ușor dacă știi cum și dacă îți găsești persoana potrivită. Doar că, din păcate, nu prea reușesc să comunic asta, cel puțin prietenilor mei, pentru că ei sunt ocupați cu alte chestii, pentru ei nu mai contează asta, nu mai contează să comunice, pentru ei contează, după cum am spus, să primească un like pe Facebook, să meargă în fiecare zi în oraș, în fiecare seară la club, să-și facă hobby-uri ciudate, să aibă obișnuințe dubioase, nu știu, nu, chiar nu-mi place cum am ajuns noi. E bine, lasă că vă reveniți. Important este să aveți acumulări, să citiți, să învățați mai mult decât noi. De-aia mergem la școală, da. Da. E, regret faptul că, nu știu, cel mai mare dușman, cel puțin în această postură, este timpul. Întâlnirea noastră s-a sfârșit, dar doresc din toată inima să ne revedem. Dacă n-aș fi în pantalon scurs, nu sunt în pantalon scurs, am glumit. Vreau să vă arăt cum stă Mara, foarte frumos, are așa o postură. Da, cum stă generația ei, frumos. Da, îți mulțumesc foarte mult, Mara, felicitări pentru carte. Felicitări pentru ceea ce ești, felul în care gândești. Îndrăznesc să spun că dacă vei continua, vei avea succes și ni te vei dărui frumos și ne vei înnobila cu ceea ce scrii, ai acest har continuă. Te rog, e o rugăminte, nu o sugestie. Mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima. Nu suntem pierduți. E minunat. E minunat că avem astfel de copii. Sunt numeroși, sunt mulți. Mulți, mulți, cu diverse dotări. Numai că fie nu-i depistăm, fie îi pierdem. Îi pierdem pentru că am să spun ceva, am să vă împărtășesc un gând. De aici, din inima mea. Nu, aici e inima. Mulți spunem că e în stânga. Nu, aici, uite aici. Aici e inima. Aici e butu, 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 butu. Se ratează valorile pentru că nu au loc din cauza non-valorilor, care sunt tari în tată, în mamă, în bani, în relații, și adevăratele valori se ratează. Toți suntem perdanți. Fiți cu ochii pe ei și ajutați-i, dacă nu puteți material, cu încurajare, cu un zâmbet, cu căldură mai ales. Gata, am terminat. Nu uitați numele Mara. Mara Vașloban, așa. Ați văzut, a trebuit să citesc ca să nu cumva să greșesc. Într-o bună zi, parcă văd că voi zice, aha, este poeta care a stat alături de mine cândva, de mult, nu mai țin eu minte când, da. Voi fi fericită, voi fi onorată. Prezența ta a fost o mare bucurie. Multe aș avea să vă spun, nu uitați numele, nu uitați prezența de astăzi, nu uitați mai ales ce ne-a semnalat, cu eleganță, cu delicatețe. Gata! Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!